Prichindeii de la grădinița numărul 7 din Drobeta Turnu Severin s-au întâlnit cu pompierii care i-au sfătuit cum să procedeze când văd un incendiu și sunt puși în pericol. Când scapă de sub control, ne devine dușman și noi trebuie să știm că suntem mici, mai ales voi copii, și nu trebuie să vă jucați cu focul. Nu aveți voie să umblați la ragaz, la chibrituri, brichete, la prize. Și trebuie întotdeauna să ascultați pe adulți, pe părinții voștri. Pentru a înțelege și mai bine ce pericole îi pândesc, preșcolarii au vizionat împreună cu pompierii câteva filmulețe. Vă cunoașteți personajul, așa-i? Da! Dar sunt unul la care putem suna în caz de incendiu, știți? Se rupi niciodată. Care este? Foarte bine, bravo! Așa, unul, doi. Pompierii sting focul. Și dacă ceva ia foc, sunăm la 112. Tu ai văzut până acum un foc? Ai văzut cum intervin pompierii? Păi n-am văzut, dar poate să se facă un foc. Am văzut în parcă cineva a dat foc la iarbă și s-a stins. Copiii au stat cu urechile ciulite și au ascultat cu atenție tot ce le-au spus pompierii. Eu am văzut că e bine să folosești multă apă când e un incendiu. Și să suni la? 112. Am învățat că nu trebuie să ne jucăm cu focul. Știi la cine să apelezi când sunt probleme? Da, 112. La cine suni acolo? Pompieri. La această acțiune au participat preșcolarii grupelor mari. În cadrul acestei activități, preșcolarii au învățat despre incendiu, cum să-l prevină. Este benefic la vârsta lor să învețe? Da, este benefic, deoarece încă de mici ei trebuie cum să procedeze în cadrul acestor situații de urgență. Periplul pompierilor în unitățile de învățământ a continuat apoi la Liceul Tehnologic Special Drobeta. Aici au împărțit cliente, au simulat o evacuare în caz de incendiu și le-au adus la cunoștință elevilor mai multe informații utile. Cu siguranță sunt foarte importante pentru că ne putem întâlni cu această situație nu numai la școală, cât și acasă sau unde merge fiecare. Vreau să spun că s-a desfășurat în condiții foarte bune. Nu este prima dată când noi facem simulări de genul acesta și se pare că elevii noștri au fost foarte receptivi. Activitățile de informare preventivă s-au derulat la ambele unități de învățământ. Pe parcursul acestor lecții de informare, elevii au vizionat filmulețe educative, filmulețe adaptate nivelului lor de vârstă. Pe parcursul lecțiilor, elevii au fost interesați de activitatea de prevenire a situațiilor de urgență, de modul de comportare în astfel de situații, au interacționat pozitiv, fiind interesați de astfel de activități. Acțiunea asemănătoare vor avea loc în perioada următoare și la alte unități de învățământ din Drobeta, Turnu Severin, dar și din județ.